Clădirile înalte în clasa de risc seismic 1 nu vor mai putea fi închiriate. Așa prevede un proiect al Ministerului Dezvoltării. Multe clădiri de acest gen sunt în centrul vechi al capitalei, iar la parterul lor funcționează localurile și restaurantele. Bubuie de la boxe și se fărâmă odată peste oameni. Deși oriunde te-ai uita în centrul vechi, clădirile arată ca după un bombardament, noul proiect de lege al Ministerului Dezvoltării cade ca un trăznet peste angajații și patronii de localuri. Autoritățile vor să interzică închirierea spațiilor sau desfășurarea activităților recreative în clădirile care pot fi o bombă cu ceas, până când acestea vor fi reabilitate. Așa că mulți se tem că ar putea să rămână fără un loc de muncă. Pe o parte este foarte bine pentru că se consolidează și suntem mai în siguranță, dar pe de altă parte nu suntem ok pentru că se vor închide și noi nu vom mai avea loc de muncă. Căutăm în altă parte sau alte joburi. Se pune și problema locurile de muncă. De exemplu, noi aici avem o sală închiriată. Unde ne vom duce, în ce spații vom juca, dacă primăria ne mai acordă spațiu, pentru cât timp, ce perioadă, ce se va întâmpla cu noi, e și asta un mare semn de întrebare. Managerii spun că, deși inițiativa este una bună, statul trebuie să ajute și sectorul Horeca. Este o lovitură pentru Horeca și cel puțin pentru centrul vechi, pentru turismul Bucureștiului. Majoritatea clienților sunt formați din străini și nu cred că este tocmai ok. Trebuie să renovate, dar trebuie găsite alte soluții. Poate treptat să le luăm și să le renovăm, care nu sunt renovate. O mare parte din ele sunt. Nu sunt cu risc seismic, sunt renovate. Mulți sunt de părere însă că e timpul ca peisajul dezolant din centrul vechi să se transforme. Ar putea fi un inconvenient, dar cred că sunt soluții și cu siguranță reabilitarea ar trebui să fie prioritară, cu riscul de a afecta poate pentru o scurtă perioadă de timp anumiți agenți economici care ar putea, reorganiza activitatea. În municipiul București au fost expertizate tehnic și încadrate în clase de risc seismic peste 2600 de blocuri, din care aproximativ 350 de blocuri comuniste. Celebră în toată lumea pentru gustul ei unic, brânza proaspătă de Sibiu va costa cel puțin 40 de lei kilogramul de Paști, aproape cât un kilogram de carne de miel. Din cauza inflației, cașul, urda și telemeaua s-au scumpit cu aproape 30%, așa că în piețe clienții se lasă așteptați. În Sibiu, crescătorii de oi au început deja să scoată la vânzare caș proaspăt și telemea. Cantitățile produse în această perioadă sunt mici pentru că laptele este folosit la hrănirea mieilor care nu au apucat să ia mult în greutate. Livia Voinica este unul dintre producătorii de lactate din mărginimea Sibiului care își vinde marfa în piață. Sperăm să fie un an mai bun decât anul trecut, pentru că toată lumea așteaptă să mulgă să scoatem cheltuiala din iarnă. O producție mare ceva înainte cu 2 săptămâni de Paște, unde clar sperăm să dăm ei să plece la export, pentru că acolo e baza. În familia sa, creșterea animalelor este o tradiție care a fost moștenită din generație în generație. În ultima perioadă, cheltuielile au crescut foarte mult, iar asta se va reflecta și în prețul brânzeturilor. Oamenii, neavând bani, nu știm dacă putem să cerem un preț, să fim mulțumiți să ne acoperim cheltuielile. Undeva în jur de 40-45 de lei kilogramul de caș și telemeaua proaspătă undeva la 40 de lei. Și ceilalți producători spun că scumpirile nu acoperă decât o parte din cheltuieli. Chiar dacă sunt dispuși să mai negocieze, clienții se lasă îndelung așteptați. Am început cu telemea proaspătă de oaie, acum avem mai puțină, dar după Paște o să avem mai mult lapte și o să avem mai multă de oaie. Avem și caș de oaie, telemea, proaspătă, urdă dulce. 40 kg ar fi bine, dar mai lăsăm, ce să zic, la 35, că este piață și negociem. O scăzut vânzarea mai mult de jumătate. Nu mai vine lumea în piață. Prețul ar fi corect cât de mult, că toate cheltuielile scumpe și ciobanii și tot, dar nu ne dă lumea. Omul se uită la bani și vrea cât mai ieftin să dai. Cei care își permit să cumpere spun că gustul autentic merită banii. Sunt foarte bune, proaspete și totdeauna foarte bune. Ce ați luat? Caște, amestec oaie vacă și telemea de vacă. Prețul ei? Să zicem acceptabile. Da, un pic preparate, dar merge. Da. Și munca la câmp și la e grea, înțelegem. Brânzeturi, șuncă, slănină, mai puțin așa. Ce brânză ați luat astăzi? Am luat telemea, caș și urdă. Pentru noi accesibile, că dar pentru alții probabil că sunt mai piperate un pic.
În piețele din Sibiu, un kilogram de caș proaspăt se vinde cu prețuri cuprinse între 35 și 40 de lei. Urda costă între 20 și 25 de lei, iar telemeaua veche maturată se vinde la prețuri cuprinse între 50 și 60 de lei kilogramul. Cel mai scump sortiment de brânză este burduful de munte, care costă 90 de lei kilogramul. Nu se ridică din pat pentru un salariu mai mic de 3.000 de lei. Și este vorba despre cei din generația Z care știu foarte bine ce așteptări au de la un loc de muncă. Nu e un lucru rău, spun specialiștii. Obiceiurile lor vor genera progres și vor forța angajatorii să ofere mai multe beneficii. Pe ce salariu? Da, pe ce salariu te-ai trezit dimineața? Sunt în apropiere de birou și salariul meu e confidențial. Am o profesie liberală. M-ar vedea colegii și oricum peste 1.500 de euro. Pe ce merită să te trezești tu dimineața, să te ridici după asta? Minim 5.000. Minim 5.000. Mi se pare mie cel mai bun pentru o singură persoană. Dacă pentru o familie, mai mult. Tinerii știu ce vor și nu se mulțumesc cu puțin. Este și cazul lui Andy, un tânăr de 22 de ani, student la arhitectură. Aspiră să ajungă în timp la o remunerație cât mai mare. Minim 4.500 de lei. Minim 4.500 de lei. De ce minim? De ce atât? Băi, cam atât mi-ar trebui să am un trai ok pe lună. Cu chirie, întreținere și restul de achiziții pe care le mai fac. În primii ani, dar mi-aș dori pe viitor să ajung undeva la un 8.000-9.000 de lei. De ce suma asta? Pentru că mai vreau și pe viitor să-mi fac, nu știu ce, vacanțe, mă gândesc să am o familie și am nevoie să întrețin. Și alți tineri gândesc la fel, nu au experiență, dar cred că schimbarea pornește în primul rând de la ce ești dispus să accepți. Aspir să plec din țară. Da. Și poți să-mi spui pe ce salariu ai plecat din țară? Nu știu, pornind de la... Peste 2000 de euro. Ce crezi că te recomand sau te-ar recomanda să câștigi banii aceștia? Experiența pe care o acumulez în timpul facultății și după. Ideile pe care le am, firea mea, multe, multe. De ce nu se mulțumesc tinerii cu puțin? Pe scurt, pentru că sunt conștienți de câtă nevoie este de ei. Au înțeles nevoia de forță de muncă și asta le dă încredere. O confirmă și cifrele. Peste o treime din respondenții unui chestionar au spus că le-a luat mai puțin de o lună să se angajeze și doar 7% și-au căutat un job mai mult de 6 luni. Cel mai recent sondaj pe care l-am realizat ne arată că 7 din 10 tineri au așteptări salariale între 3.000 și 7.000 de lei. Vorbim despre tineri din generația Z, adică între 18 și 25 de ani. În plus, pe lângă salariu, tinerii sunt interesați de beneficiile extra, cum ar fi posibilitatea de a lucra remote, dar și de oportunitățile de avansare. Cea mai căutată stațiune de pe litoralul românesc a intrat în vizorul autorităților din construcții, după ce tot mai mulți dezvoltatori imobiliari au ridicat blocuri după blocuri fără avizele necesare. Zona Mamaia Nord este pur și simplu sufocată de betoane înalte și de munți de praf care o acoperă. Pământ fără stăpân. Așa e descrisă de constanțeni cea mai luxoasă stațiune de la malul Mării Negre. În ultimii ani, dezvoltatorii imobiliari s-au bătut pe fiecare bucățică de teren și au început să construiască în neștire, spre disperarea localnicilor. Partea asta e ștersă de dimineață, partea asta e ștersă acum 3 zile. Deci în 3 zile, 4 zile, este la fel. Așa aici, nu se vede. Cu asta se confruntă zi de zi cei mai mulți localnici din Mamaia Nord. Lipsa asfaltului și traficul intens fac ca stațiunea să fie neîntrerupt acoperită de nori de praf. Așa arată o stradă din Mamaia Nord în anul 2023, neasfaltată sau măcar pietruită. În schimb, avem această gură de canalizare în mijlocul străzii, acoperită parțial cu o placă de beton. Prima linie din fața plajei este ocupată în proporție de 100%. S-au ridicat blocuri, hoteluri și apart-hoteluri pe fiecare centimetru de pământ, dezvoltatorii nerespectând niciun plan urbanistic. La o simplă plimbare prin stațiune veți putea observa distanța dintre blocurile construite. De exemplu, cele două blocuri nu au nici măcar un metru distanță între ele. Mai grav este că atât balcoanele cât și fațadele sunt strâmbe și inegale. Comisarii Gărzii de Mediu se confruntă cu zeci de probleme cauzate de dezvoltatori. Colectarea deșeurilor de pe șantiere este responsabilitatea constructorilor, însă aceștia nu și-o asumă. De suferit au și locuitorii din zonă, pentru că tot plasticul de la materialele de construcții, dar și ambalajele menajere, sunt purtate de vânt în toată stațiunea. Adunăm și noi cât un pic. A bătut vântul asare și ce vrei să fac? Trebuiau colectate. Noma a făcut gălăgie totul și a zis, uite, folie, tot. L-adun eu repede, în 5 minute l-adun.
Recent, reprezentanții Inspectoratului de Stat în Construcții au fost în control la numai puțin de 200 de șantiere, iar pentru 55 dintre acestea s-a dispus sistarea lucrărilor, după ce au fost găsite mai multe nereguli. Neverificarea execuției lucrărilor prin diriginți de șantier 49, fără responsabili tehnici execuția 43, întocmire și de verificarea execuției lucrărilor. Au fost câteva cazuri, într-adevăr, de materiale neconforme, nerespectare de proiecte în ce privește materialele. 300 de sancțiuni au fost aplicate în urma controalelor și pe numele primarului au fost întocmite mai multe procese verbale de contravenție pentru semnarea actelor administrative. Numai anul trecut au fost emise aproape 250 de autorizații de construire pentru zona Mamaia Nord. Cu doar câteva zile înainte de venirea primăverii, florăriile scot în fața aranjamente care mai de care mai atractive. Însă, puțin știu câtă muncă se ascunde în spatele acestor afaceri. Cu luni bune înainte, producătorii de flori le îngrijesc cu multă atenție. Iar când trag linie, acum pe caiet, profitul nu mai e ca odată, ținând cont de scumpirile care dau năvală peste noi. Chiar mi-e drag, îți spun vara, când mă scol, uite așa bătrână cum sunt eu, până nu viu să dau roată, nu pot să trăiesc. Mă simt nemaipomenit de bine. Bunica Virginia își petrece cea mai mare parte din zi în feeria ei de culori. Nuanțe care mai de care mai vii și parfumuri cât mai îmbietoare. Așa poate fi descrisă seara de flori a femeii. Însă, în spatele frumuseții pe care noi o vedem în imagini, se ascunde multă muncă și mulți bani investiți. Pământul s-a scumpit, ghivecile nu mai se spune, iar cu cele stropiești destul de scumpi. Toate au fost mai scumpi, garofițele mai scumpi, mușcatele mai scumpi, toate alea mai scumpi. Tocmai de aceea, femeia împreună cu fiica ei au încercat să găsească o cale pentru a nu mai pierde de la un an la altul. Astfel, și-au dat seama că importul din Olanda este o alegere mai bună. N-avem bulbi de zambili, să fac foarte greu, din Olanda. Așa, bujorii tot la fel. Hai să zic, la ghiocei și la garofiți am făcut eu. Am semănat panseluțe, acum un an, chiar acum un an. Am luat sămânță și de-abia ieși 60% din ea. E riscant oricum, spune femeia. Uite, de exemplu, de aia, uite, strâmbă, nu știu, ce să faci cu ea? Cui să-i dai pe aia? Aia e în pierdere. Cu toate astea, prima săptămână de primăvară este una foarte încărcată, astfel că se muncește de zor pentru ca florile să fie gata de vânzare. În această seară, de lângă București, cresc peste 20.000 de fire de flori de primăvară. Cele mai căutate în această perioadă sunt zambilele și năsturașii, care prevestesc venirea primăverii. Și în florării se muncește de zor pentru ca toate aranjamentele să fie gata la timp. Deja am început organizările pentru 1 martie, sunt mii de recipiente puse, coșulețe, vase de ceramică, vase de sticlă. Vor fi aranjamente diferite dimensiuni, de la cele mici, nu știu, 20-30 de lei până la 500 de lei. Iar în spatele meu colegii deja montează acum mostre pe care le facem ca să avem mici rețetare. Ca să rămână proaspete cât mai mult timp, florile sunt depozitate cu mare atenție. Deci asta este camera unde sunt depozitate? Care este temperatura? Este una din camerele care depozităm. Temperatura este de 4 grade, 4-6 grade, fluctuează și deocamdată nu avem alfa. Acum acestea sunt florile pe care noi le avem perioada normală. Aranjamentele destinate zilelor de 1 și 8 martie sunt diversificate. Pot pleca de la prețul de 50 de lei și pot ajunge până la 500 de lei în funcție de cât de complex este designul. Un restaurant fine dining care a reușit să ducă arta culinară la cel mai înalt nivel a devenit primul local din capitală premiat de Institutul Escoffier, una dintre cele mai reputate școli culinare la nivel internațional. Preparatele rafinate cu influențe franțuzești și bucătării de top au pus restaurantul pe harta gastronomiei mondiale, cu toate că localul și-a deschis porțile de doar 3 luni. Acest restaurant din capitală a reușit să pună România pe harta gastronomică internațională, căci într-o lume în care mâncarea s-a transformat din simplă necesitate în cea de-a opta artă, șeful acestui local a înțeles că un meniu de elită cu preparate rafinate gătite în stil franțuzesc poate fi pariul câștigător. Începem cu un amuse-bouche, care avem un crackers din sepie, avem icre de fructe cu miere, și avem un tartar de ton, un parfait de foie gras, cu o cremă de smochine,
Avem o reducție de măr verde. Meniul de degustare cuprinde 9 preparate, toate gătite în stil fine dining. Avem coadă de langustă, avem monkfish, avem Saint-Jacques, avem pulpă de caracatiță și, bineînțeles, bisc de homar. Avem un ruil deasupra, icre de Manciuria. Așa se face că acest restaurant este singurul din capitală care a primit o placă de recunoaștere a calității gastronomice în România din partea Institutului Escoffier, cea mai reputată școală culinară la nivel mondial. De disciple Escoffier International pour cette belle maison et ce beau restaurant gastronomique. Félicitations. Cette plaque est remise à des restaurants où il y est servi une cuisine gastronomique avec connotation française ou alors une cuisine locale, créative, imaginative où on va utiliser des produits locaux. C'est un guide foarte important, este vorba de o bucătărie foarte bună. Este vorba de bucătărie locală, dar să aibă și influențe franceze. Gastronomia nu este totul. Contează și atmosfera, dar și designul interiorului. Restaurantul cu atmosferă burgheză are un design interior inspirat din modelul palatelor de altădată. Și nu e de mirare că aici, în anii 1900, și avea sediul Palatul Bursei, iar mai târziu Biblioteca Națională a României. În România mai sunt doar două restaurante care au primit această distincție din partea celebrului institut culinar, unul în Brașov și altul în Craiova. Adaptăm metoda ghidului Michelin de a veni în vizite fără ca să putem să anunțăm și cred că decernarea plăcilor spune de la sine că în 3 ani de zile sunt decât 3 plăci care se pot pierde în fiecare an, exact ca stelele ghidului Michelin. Deci în fiecare an noi o să facem vizite. Deși s-a deschis de numai 3 luni, în centrul capitalei românii au prins deja gustul fine diningului. Un foie gras și arată foarte bine. Am senzația că e prăjitură, cred că e foarte gustos. Sunt integrate două locații, restaurantul de fine dining unde se poate lua prânzul și cina și braseria unde se poate servi micul dejun, prânzul și cina cu două meniuri diferite. Prețul unui preparat pornește de la 65 de lei și poate ajunge până la 285 de lei. Se antrenează în fiecare zi după un program bine stabilit și munca lor salvează vieți. Povestea eroilor necuvântători și a instructorilor, care nu de puține ori chiar își riscă viața în misiuni, începe la Sibiu, la una dintre cele mai mari școli de dresaj din Europa. Șezi! Latră! 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 La Centrul Kinologic din Sibiu sunt pregătite echipele canine care activează în sistemul național. Totul începe cu o selecție riguroasă a patrupezilor care ajung să facă performanță împreună cu conducătorilor din structurile MAI. Câinii trec prin mai multe etape de selecție și, în funcție de aptitudini, sunt incluși în diferite programe de antrenament. Primele etape în pregătirea acestor exemplare canine încep de la cele mai mici vârste, prin teste aptitudinale și de personalitate, care ne permit să selecționăm căței pe specializările care sunt necesare în categoriile de serviciu folosite în misiuni. După această primă fază de selecție, urmează pregătirea în cadrul cursurilor de specializare. Câinii antrenați la Sibiu pentru acțiunile de salvare sunt din rasele ciobănesc belgian, ciobănesc german și rottweiler. Ice are 4 ani și este ciobănesc belgian malinois. Patrupedul se antrenează zilnic și este pregătit să plece în misiuni în orice moment. Două dintre echipele de salvare trimise de țara noastră în Turcia au fost pregătite la Sibiu. Sunt oameni care și câini care salvează vieți într-un mediu ostil, un mediu foarte dur, toxic. Ați văzut imaginile din păcate din sinistrul din Turcia, ce mediul cu incendii, substanțe toxice. Nu este deloc un mediu prietenos, nu este un mediu prielnic, este din contră un mediu dur, dar care trebuie să facem față și echipele canine trebuie să lucreze pentru, repet, pentru a salva victimele acestor dezastre. La școala din Sibiu sunt formate anual în jur de 200 de echipe canine. Centrul kinologic de aici este singurul de la noi din țară și una dintre cele mai mari școli de profil din Europa. Doamnelor și domnilor, jurnalul se oprește aici. Sunt Silvia Ioniță, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept săptămâna viitoare, sâmbătă, de la ora 18 cu știri. O seară frumoasă vă doresc și o săptămână bună să începeți. Toate bune!
Meteorologii au emis cod galben și cod portocaliu de viscol și ninsori în jumătate de țară, valabile până mâine la ora 15. În Banat, Crișana, Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și local în jumătatea de nord a Moldovei, va ninge și se va depune strat de zăpadă cu grosimi în general între 10 și 20 de centimetri. În munții Apuseni, în nordul Carpaților Orientali, pe lângă ninsori abundente, vântul va avea intensificări la altitudini mari, cu rafale de peste 70 de km pe oră. Astăzi, vremea a fost deosebit de caldă pentru această perioadă din an în regiunile sudice. În schimb, în cealaltă jumătate a țării am avut parte de ninsori abundente, viscol și vânt puternic. Maximele zilei s-au încadrat între 3 și 20 de grade. La noapte, cerul va fi variabil în cea mai mare parte a țării. Maximele se vor încadra între 1 și 8 grade Celsius. Mâine, vremea se răcește accentuat și maximele vor fi între 1 și 17 grade Celsius. În cea mai mare parte a țării vom avea vreme închisă, vânt activ și ninsori. În noaptea de luni spre marți este posibil să cadă lapoviță. Să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia, vremea se încălzește simțitor. Cerul va fi variabil, iar în unele zone va ploua pe alocuri. Maximele ajung la 15 grade în Târgoviște și 13 grade în Pitești. Și în Transilvania avem parte de vreme înnorată toată ziua. Mai mult, se vor semnala ninsori, iar stratul de zăpadă ar putea fi unul destul de consistent. Vor fi 8 grade în Brașov și numai 5 grade în Alba Iulia, unde sunt anunțate și averse. În Moldova, începutul de săptămână aduce atmosferă mohorâtă. Va ploua, iar maximele ajung la 7 grade în Galați și numai 3 grade în Iași. În vestul țării ne așteaptă o zi cu vreme instabilă, iar temperaturile scad simțitor. Va ploua pe arii extinse și se vor înregistra 5 grade în Reșița, 2 grade în Arad. În Oltenia, temperaturile vor fi ceva mai ridicate, cu toate că atmosfera va fi în mare parte închisă și sunt condiții de ploaie. Termometrul va indica 10 grade în Craiova și 9 grade în Slatina. În Dobrogea, cerul va fi variabil, iar mercurul din termometre urcă la 16 grade în Constanța și 13 grade în Tulcea. În capitală, vremea a fost deosebit de caldă, cu o temperatură maximă de 19 grade, cu 8-10 grade peste media climatologică. Cerul a fost temporar noros, iar vântul a suflat slab și moderat cu ușoare intensificări, dar am văzut și soarele care și-a făcut loc printre nori. La noapte, vântul va sufla slab. Temperatura minimă va fi de 7 grade. Mâine, temperaturile sunt în ușoară scădere și vor fi mai apropiate de normalul perioadei. Vor fi și intervale cu soare, dar meteorologii anunță și ploi slabe. Termometrul va indica 14 grade. La munte, cerul va fi mai mult noros și se vor semnala precipitații mixte în prima parte a zilei, apoi vor predomina ninsorile și se va depune strat nou de zăpadă pe alocuri mai consistent, dar în masivele sudice și sud-estice, în cursul nopții, vor fi și depuneri de polei. Vântul va avea intensificări, în special pe creste, unde rafalele vor depăși 90-100 de km pe oră și va fi viscol. Se vor înregistra 7 grade în Sinaia, 8 grade în Semenic.